Hamsia pe grătar cu usturoi și mămăligă este gustul vacanței pe litoral. A început sezonul celui mai căutat pește la mare, iar pescadoarele nu pridide să scoată plasele din larg. În piață o găsim cu 11 lei kilogramul, iar la restaurantele Kerhana cu 35 de lei porția de 300 de grame. Și varianta mai mică, denumită șprot, are succes. Prăjit în ulei și cu multă sare, se vinde foarte bine la preț mai mic decât hamsia. Cel mai ieftin pește este acum din abundență în Marea Neagră, iar pescadoarele ajung să scoată chiar și câte o tonă zilnic. Plasele remorcate sunt scoase odată la fiecare oră, pline cu pește mic. Și șprotul și hamsia se prind în plase. Sunt asemănători, iar lucru care îi diferențiază este prețul. Șprotul este mai ieftin pentru că este mai gras, în vreme ce hamsia este mai cărnoasă. Șprotul, care este tortit, aplatizat, de regulă mai mic. Hamsia este mai cilindrică, mai mare. Pescarii din Constanța pescuiesc la plase fixe numite taliene sau ies cu pescadoarele în larg, cu plase lungi pe care le remorchează. Și unii și alții trag de năvoade cu atenție. Iau peștele și se îndreaptă repede spre mal. Într-o zi bună ajung să scoată profit frumușel. Uite aici, șprotul se prepară, se sărează. Din coace, domnul selectează. Te cunoaște că... Deja au început să vină bancurile de pește. Un drum dimineața, la ora 4 plecăm și în jur de ora 7 ieșim la mal. Sunt zile favorabile, sunt zile nefavorabile. Într-o zi bună poate să fie și 400-500 de chile. Din bărci, peștele ajunge direct în piețe și în restaurante. Aici este preparat în funcție de preferințele turiștilor. Pe plită, prăjit, afumat sau marinat. Hamsia fiind un pește de dimensiune mai mare, se poate curăța mai bine și este și mai gustos și mai cerut de clienți. Șprotul de obicei se folosește marinat sau prăjit. Porția de hamsie cu mămăligă și usturoi costă într-o kerhana 35 de lei. Șprotul se vinde la chioșcuri pe faleză cu 15 lei 100 de grame. În piețele din Constanța, hamsia sau șprotul proaspăt scoase din mare costă în jur de 10 lei pe kilogram.